cu o adresare către domnul Andrei Galbur, viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe și integrării europene, domnului Eduard Harunjan, prim adjunct al procurorului general, domnului Mihai Balan, director al Serviciului de Informare și Securitate, și domnului Alexandru Jezdan, ministru al afacerilor interne, urmare a declarațiilor domnului Dumitru Rogozin, viceprim-ministru al Federației Ruse, expuse în cadrul vizitei la Tiraspol în data de 6.07.2016, cu referire la lipsa unei granițe comune a Federației Ruse cu Republica Moldova și că tancurile nu au nevoie de viză, precum și altor declarații făcute pe parcursul ultimilor ani, solicitând aplicarea articolului 55 din legea 200 din 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, declarându-l pe domnul Rogozin persoană indizerabilă, precum și întreprinderea altor acțiuni ce se impun. Considerăm că declarațiile acestuia pun în pericol securitatea națională, integritatea teritorială a Republicii Moldova și ordinea publică, încadrându-se în prevederile articolului 140 din Codul Penal al Republicii Moldova, și anume propaganda războiului, răspândirea de informații instigatoare la război sau orice alte acțiuni orientate spre declanșarea unui război săvârșite verbal sau înscris. Având în vedere complexitatea cazului și necesitatea investigării multilaterale a acestuia, solicităm susnumiților examinarea prezentului demers în regim de urgență și informarea noastră înscris în termeni cât mai